Spre aprobare procesul verbal al ședinței din 28.03.2019. Cine este pentru? Ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Ilegiu și a listei de investiții pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei Ilegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Serviciului Public de Salubrizare pentru anul 2019, inițiator primarul Comunei Ilegiu. Și probleme curente care se supun în dezbaterii Consiliului, cereri întrebări diverse. O să începem proiectul de bugetul. Normal, o să fie prezenție domnul contabil, pentru că ne aducem prea mult în cifre și o să-mi fie greu să vă prezint eu. Partea de investiții, dacă doriți, vă prezint, o discutăm. Domnul contabil, dacă... Da, proiectul de buget anul 2019, fundamentat în conformitate cu prevederile legii 50/2019, legea bugetului de stat pentru anul 2019, legea 273/2006 privind finanțele publice locale și comunicările de la Consiliul Județean Bacău și de la Direcția de Finanțe Publice Bacău. Conform comunicărilor, ne-au fost alocate următoarele sume. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 300.000 lei, sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale 191.000 lei, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 765.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 4.634.000 lei. Toate acestea au fost alocate prin Consiliul Județean. Acum, prin Direcția de Finanțe Publice au fost alocate cam așa. Impozit pe venit estimat a fi încasat 60% din valoarea estimată 352.000 lei, sume de TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor 228.000 lei. Și aici avem 198.000 de lei pentru învățământ și 39.000 lei pentru tichete de grădiniță și CES, copii cu CES. Și în afară de asta am mai fundamentat bugetul pe subvenții de la PNDL pentru proiectele de investiții de 1.351.48 lei și subvenții de fonduri europene 353.000 lei. Veniturile proprii ale bugetului local le-am estimat la 604.000 lei, alte venituri 9,7.000 lei. Deci volumul veniturilor și cheltuielilor bugetului pe anul 2019 preconizate sunt în sumă de 10.760,04 lei. Cum mai pot să le prezint detaliat? Deci la partea de venituri, am spus, venituri proprii ale bugetului local 604.000 lei. Iar aici intră impozitele pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, concesionări, chirii, amenzi. Și cotele defalcate din impozitul pe venit sunt valoare de 1.423 și avem acei 353.000 lei prin Direcția de Finanțe, 765.000 lei prin Consiliul Județean și încă 300.000 lei de la Consiliul Județean din fondul la dispoziția lor și venitul dintre transferuri imobiliare 6.000 lei. Sume defalcate din TVA 5.053.000 lei și avem 228.000 lei cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor. Și cum am spus, pentru învățământ și tichete sociale și CES. Sume defalcate din TVA pentru drumul 191.000 lei, sume defalcate pentru defalcate pentru echilibrarea bugetului locale 4.634.000 lei. Subvenții 1.708,18 sunt cele de la PNDL, PADR, subvenții din încălzirea locuințelor și cam acestea sunt veniturile. Pentru cheltuieli. Deci noi pe capitole bugetare, la capitolul 51, autorități executive,
Totalul cheltuielilor este de 2.231.22 lei, informate din cheltuieli de personal 1.839.92 lei. Bunuri și servicii 368.80 lei, cheltuieli de capital 4.50 lei. Transferul din bugetul local pentru persoane cu handicap, pentru persoane instituționalizate, 171.000 lei. Cheltuieli de apărare, ordine public, siguranță națională, adică poliție locală, MISU, 291.58 lei, din care cheltuieli personal 220.77, cheltuieli cu bunuri și servicii 70.81 lei. Pentru învățământ, 604.000 lei, din care bunuri și servicii 304.000 lei. Aici sunt cei 189.000 lei de la bugetul de stat din TVA, 65.000 lei sunt alocați de la bugetul local ca finanțare complementară, iar încă 50.000 de lei sunt repartizați direct în bugetul nostru pentru diverse lucruri care vor mai fi. Întreținerea altfel. Da. Cheltuielile sociale 30.000 lei, și am zis că sunt 27.000 etichetele pentru grădiniță și 3.000 de lei copii cu CES, iar cheltuieli de capital 270.000 lei. Pe sănătate avem doar cheltuieli de capital 1.538.84 lei. Aici sunt dispensarele. Cultură, recreere și religie 1.126.27 lei, și avem cheltuieli de personal 115.27 lei, cheltuieli de servicii 101.000 lei. Alte servicii în domeniul culturii, recreere, religiei 70.000 lei, cheltuieli de capital 840.000 lei, cheltuieli cu asistența socială 1.270.7 lei, unde avem asistenții personali 537.000 lei și indemnizațiile de handicap 720.000 lei, ajutoarele de încălzire 13.70.000 lei. Aici sunt doar ajutoarele de încălzire pe care le-am primit la începutul anului acesta. Pentru sfârșitul anului, probabil, vom rectifica bugetul atunci. Pe locuinții, servicii și dezvoltare publică 970.43 lei, în cheltuieli de personal 134.93 lei, cheltuieli cu bunuri servicii 30.50 lei, cheltuieli de capital 450.000 lei. Protecția mediului, mai avem cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri servicii 162.000 lei, împrumuturi pentru instituții și servicii publice 50.000 lei și cheltuieli de capital 266.000 lei. Pentru drumuri și poduri, 2.060.000 lei. Pe bunuri și servicii 560.000 lei și cheltuieli de capital 1.500.000 lei. Alte acțiuni economice, 18.000 lei. Și cam acestea sunt. Deci bugetul va avea la venituri suma de 8.788.18 lei, iar la cheltuieli suma de 10.760.04 lei, cu un deficit de 1.971.86 lei, susținut din excedentul anului precedent. Secțiunea de funcționare cuprinde la venituri, cât și la cheltuieli, suma de 5.935.70 lei. Secțiunea de dezvoltare cuprinde la cheltuieli suma de 4.824.34 lei, iar la venituri suma de 2.852.48 lei, cu acel deficit de 1.971.86 lei. Da, ca o concluzie, sunt convins și dumneavoastră sunteți împotriți de cifrele astea, că și eu întotdeauna mă dau peste cap. Practic, bugetul nostru anul acesta nu e foarte roz, așa cum așteptam să fie, dar cred că vom putea duce la capăt ceea ce eu, împreună cu dumneavoastră, mi-am propus. După cum ați văzut, banii primiți pe Consiliul Județean sunt destul de puțini. E vorba de 1.910.000 bani vechi, 1.910.000 pentru drumuri, ceea ce înseamnă foarte puțin, ținând cont că numai dezăpezirea nu ne costă jur de 50.000 de lei. Mai vorbim de petroliere și altceva.
cred că vom duce la capăt și vom realiza ceea ce ne-am propus, pentru că am reușit să atragem câteva surse de finanțare externe, gen PNDL, AFIR. Ne folosim la fel de banii din ECD pe care i-am dăruit acolo și ne putem folosi anul acesta de ei. Dacă doriți, pot să vă dau citire și să citim, să vă citesc lista de investiții pe care am gândit-o și pe care, practic, noi am zis, de vă două ședințe, tot nu așteptam să avem buget până acum, dar se pare că a venit mai târziu anul acesta. E bine și așa, noi ce venim primăvara, putem lucra, deja noi am început să încheiem contracte cu diferite firme, mai avem doar ceea ce înseamnă parte de licitații. La dispensare au început lucrul, de luni se înceapă și la Fondul Cultural, tot de spunea celălalt, cred, să ne iasă de la ISC, pentru că ne-au venit avizul Naționale și Alie Pietonală, plus celălalt obiectiv pe care mi l-am propus pentru anul acesta și la care lucrez la partea de proiectare. Dacă permiteți, pe scurt, așa, să dau citire listei de investiții și o să spun la fiecare ce înseamnă investiția, dacă investiție vechi sau investiție nouă. Văd aici prima investiție, achiziția unui copiator pentru registrator. E vorba de un Xerox cu performant. Avem un Xerox de prin 2010, nu știu, vechi, care e depășit, ar mai merge. Eu, dar consumabile sunt foarte scumpe. În mai anul trecut am consumat, cred că, jur de 2000 de lei, pe service și toner. Toner undeva la 700 de lei, un toner cu care îl folosim, nu știu, două luni. Sunt foarte multe hârtii, dar nu e birocrație, așa cum știți dumneavoastră, multe hârtii pentru adeverință trebuie să cere și iar cere peste cere. Pentru că nu este pe chestia asta. Mi-am propus construirea unui club sanitar la școala Heregiu, pentru care am alocat 200.000 de lei, la care lucrăm la parte de finanțare. Sperăm să ne apucăm în vara acestui an. Montarea tâmplăriei la școala gimnazială numărul 2 Blătirea, vorba de școala aceea care a ars, pe care am acoperit-o anul trecut, e tenguită și se pune în geamă pentru a încheia măcar accesul în interior. Vedem împreună ce destinație o să aibă atunci când vom finanța. Încă nu știu, anul ăsta ne-am propus doar geamul și ușa. Modernizarea dispensarului Blătirea și modernizarea dispensarului Heregiu sunt lucrări finanțate prin PNDL, la care noi venim cu mică parte din bani. Și aceste lucruri ne-au influențat bugetul local pentru că a crescut salariul minim pe economie, iar prin actul adițional, construcție, da? Iar prin actul adițional, banii aceia îi suportăm noi din bugetul local. Avantajul nostru e că nu sunt lucrări foarte mari și atunci, în consecință, contribuția noastră nu e foarte mare, dar oricum e 1 miliard și ceva de câte știu. Da, da. Pentru amândouă lucrările. Apoi, dotările la Biblioteca Comunală Heregiu. E vorba de biblioteca care are sediul în Căminul Cultural. Am prins niște bănuți aici pentru dotări, gândindu-mă și că poate în toamnă va fi finalizată lucrarea și atunci sediul o să aibă nevoie și de dotări. Am luat în calcul 20.000 de lei. E vorba de mobilier, rafturi pentru cărți, poate încape și un calculator, două, dar poate găsim o sursă de finanțare. Am luat în calcul o suplimentare sursă de apă, lucrarea de lemn, în care am prins 80.000 de lei. Am gândit eu un foraj, două, la bazin, acolo, poate reușim să dăm de apă, nu știu, încercăm. La fel am mai gândit o aducere de apă pentru a ușura accesul la acele fântâni din centrul satului, în spatele școlii. Mihela știe foarte bine despre care vorbesc. Practic, e singura sursă de apă inepuizată, spun așa, pe toată perioada verii, în Delin, la fel ca și Cișmeaua de la intrare. Am zis cumva cum o firmă să reușesc să o aduc în centru, acolo, în centru, practic, în spatele școlii, cu o Ciușmea, controlată de noi prin omul pe care avem în jur la Delin, măcar pe perioada zilei să pornească pompa și să reușească omul să-și ia apă, măcar pentru consum propriu. La Drăgugești, amenajarea unui centru civic. E vorba de zona dintre școală, biserică, centru de jos și acea casă clasicală care se ridică frumos la Drăgugești, cu parcări, cu nu mai știu ce o să fie acolo. Suntem în fază de proiectare și acolo. Modernizarea platului public în satul Brătila, pentru că anul trecut a făcut, nu știu că am făcut, de la direcția Drăgugești anul trecut, partea de centru și anul acesta am luat în calcul 100-120 de lămpi cu LED. Eu sunt mulțumit de lămpile care le-am pus, n-au avut nicio problemă cu niciuna dintre ei. La Heregiu au 3 ani când sunt puse.
luminează destul de bine. Da, nu s-au ars și plus de asta se cunoaște la factură. Unul cel mai important. Extindere de rețea iluminat public la Helegiu, e vorba de mult am gândit lucrul acesta, se pare că anul ăsta cred că pot să realizez, e vorba de zona din centru și până peste valea podul Poienii, o zonă care e besnă și curba aceasta destul de loc, plus că, vedeți, nevastă s-au mulțit accidentele pe DN11, măcar să le avem iluminat, dacă nu există trotuar, nu există acostament, să circul numai pe partea carosabilă. La fel am luat în calcul și achiziția unor camere video, de supraveghere video în întreaga comună. Nu ne acoperim pe cheltuială, pentru că am găsit o firmă care ne-a făcut un calcul estimativ. Nu știu, undeva la 120-130 de mii de lei ar fi ajuns în întreaga comună cu sisteme performante de supraveghere în cadrul poliției locale, cu memorie, cu fibră optică trasă. Nu ne perete mai mult, am prins doar 50 de mii anul acesta, poate reușesc măcar să fac centrul de la Helegiu, în zona aceasta, practic închid accesul în celelalte două sate de Redrăgugești, e supravegheat, și poate undeva în dreptul școlii din centru la Brătila, pentru că acolo avem un server și ar putea să fie folosit, transmis prin internet către munca la anul, sau eu știu, cine mai face să completeze. Așa. Avem extinderea canalizării pe ulița Movilei, ulița Bisericii Sadu de Leni, lucrurile la care deja am început lucru, se finalizează anul acesta. Am alocat diferența de bani pentru 2019. Avem modernizare, deci 159, aici e 000, lucrare care deja e finalizată. Am avut ieri a doua recepție, nu ai trecut nici ieri, pentru că sunt câteva probleme cu firma care a realizat investiția și noi nu ne jucăm, nu vreau să răspund pentru... Poftim? Despre ce investiție este vorba? Vorba de drumul de Drăgugești, pe PNDL. Care a doua ieri a fost recidă de nou și n-au trecut. Au de... Remediat. Șanțuri. Pe față de arusabil, multe, nu știu. Nu știu ce o să întâmple acolo. Cred că o să ajungem în instanță, la un moment dat nu știu ce se întâmplă. Apoi aleie pe tânăr la Hilegiu, lucrare pe care sper să o încep cât mai repede. Eu, putând avize, era nevoie de buget ca să putem încheia contractul și dăm drumul. În zona aceea din centru și până la ieșirea Bălăneasa. Modernizarea drumul ce comunal 159A din Deleni, completarea asfaltului până la ultima casă la Aron, lucrarea care la fel o începem anul ăsta și o și finalizăm. Încă la proiectare e aproape gata pe TH-ul, de TH-ul, din câte știu eu. Urmează să obținem avizele. Finalizarea străzii Ciorne de Sus, cea care am betonat-o, am venit cu șanțurile și de finalizat lucrarea, a costat aminte și ce mai de făcut. Strada Uța aceea care leagă centrul de Pârâu, pe la Popescu la Vale, care, la Drăgugești. Zona aceea de pe Vale, mi-am studiat noi în ședința trecută, în zona Moraru, la fel am prins niște bănuți aici, să vedem, să scutim, practic, accesul doar prin Părău, pe o distanță de vreo 500 de metri, mai puțin, nu știu câte, 3-400 de metri, și să gândim o zonă, un drum. Nu, pasarele, un drum ridicat pe care se circule. Am fost acolo cu un proiectant, se pare că ar fi o soluție. Trebuie să ne băgăm mai mult în dreapta unui, nu știu, ruptura acolo, că să nu obturăm Părău, că altfel ar bate spre vecini din vizabil. Apoi ne-am propus la fel faze de proiectare pentru două obiective care nu știu dacă reușim anul ăsta, nu cred, nu avem flux de finanțare, dar măcar în faza de proiectare să le finalizăm, urmând că la anul să lucrăm pe ele. E vorba de prelungirea drumului la Drăgugești până la Prențu. Acolo noi avem deja cel pe care recit că acum e un proiect față de DTAC, depus pe două surse de finanțare și pe AFLIS și PNDL, n-au primit surse de finanțare și atunci am gândit să desfacem și să facem bucățele, poate reușim din bugetul propriu, poate reușim cu un sprijin fiind valoare mai mică, poate reușim altfel. Deci drumul până la Prențu, strada Poiană aici, măcar că țin casă de la Helegiu, și strada cea de jos, e vorba de cele două drumuri, Momanu, cu toacere pe la
nu știu ce se numește. Zămesc. Așa, la Zămesc, cu Tita Rulescă. Așa. Reclamă. Și... Nu știi. Și Căminul Cultural la Helegeu, o lucrare din fonduri europene, din AFIR, la care la fel îi dăm ori începerea lucrărilor, urmărea stima care vine să ne apucăm de lucru. Cam asta ne-am propus anul acesta. Puteam să propunem mult mai multe, dar am ținut cont doar de banii pe care îi avem și nu vreau să ne trăm în datorii și în alte, așa. Poate, eu știu, de parcursul anului, ținând cont de un an electoral, un an care vor fi interesele din partea partidilor noastre, mai ales a partidului de la guvernământ, poate mai vin ceva bănuți, pentru că și în mai și în decembrie avem alegeri. Și de obicei, așa am obișnuit, că în preajma alegerilor să lucrăm în masă, așa să duduie economia. Da, dacă dumneavoastră aveți întrebări... Domnul are o întrebare la ce avea. Este făcut o cerere la noi la Bacila, dar dacă și vreau să împădureți, este drumul ăla care vine jos lângă Plăcinte, lângă oraș și... Acolo se poate un pleacă, s-a trecut cu tractor, cu ăsta. Eu am fost acolo, am văzut ce este vorba, nu e atât de simplu. Drumul respectiv pe care îl foloseau doar cu căruța, am fost cu valiera. S-a mâncat cu tractor pe remotul, vă spus sincer. Acum, între timp, după câțiva ani, nu știu, de 20 de ani în coace, s-au construit, sunt gata, betonate acolo. E un drum... Pentru 20 de familii se poate da la păia la cu gardul, domnul primar. Da, nu a zis omul că nu se dă. Nu a zis omul. Da, da. De investiții, da, ca și din punctul de vedere astăzi, nu știți se de pare ce zic eu foarte important. Ținând cont că există o cale de acces folosit. Da, dar până la seama că de la biserică și până în capul satului trebuie să meargă ori cu spatele, ori cu vața să dă el apoi. Că l-are unii întoarce lumea. Dacă intră o mașină cu un bier, ferească Dumnezeu odată, vă dați seama ce e acolo. Da. Eu zic cu pământul care este la dispensar, care este la școală, se poate băga acolo. Sunt o ședință, vă spun. Să nu mai dau ușoară. Dar merge făcut un tutură și... Da, da. Un loc cald, pentru că pe drumuri ați văzut și din ce știu domnul, m-am oprit bănuți pentru, pentru întreținere, pentru că nu știu exact valoarea drumului la Brătila pentru a-l întreține. Avem o 400 de mii, dacă nu mă înșel, 450 de mii chiar, de la ziua care am stat, având un calcul în drumul de la Bătila și de la Delene să, nu știu, să reparăm, să spun așa, gurile de canal care sunt distruse de la, de urma lucrării finalizate cu 10 ani, 8 ani, nu știu. Da, vor luăm un calcul. M-am spus, din punct de vedere, nu e un obiectiv care e de strict urgență, mai ales că eu nu cred că pe acolo cu mașină izolată... S-a coborât cu tractorul cu remorcă, tractorul cu remorcă. Nici mașinul era pe acolo, când era drumul la funcționat. 95, 96, 87, cred că cam nici era drumul. Dar în fine, inconvenientul este că merg 200 de metri în dată și toți au mașini acolo, mergi cu față și trebuie să fie cu spate. Dacă ea mă blocază la drumul ăla, vă dați seama că ăla mers de colomata cu... Domnul primar, și eu am o referare la doamna responsabilă de structura Cristina Doina. Vinind și noi ca de acce, vă rugăm să ne spuneți în a repara și înlocui gardul care împrejunește școala. Vreau să vă spun că acel gard de la Tanase îi putre complet. Copiii, nu, știți cum sunt. Dar unde este? În spatea școlii? Nu, la Tanase. În fața școlii. În fața școlii. Da. De beton? Nu e de beton, nu. E de lemn. Da. Așa, da. Și dacă se agață odată, cu siguranță le va veni în cap. Ăla din spatele școlii de la Coman este deteriorat complet. El e din beton făcut. Și am mai vrea și măcar fațada la cel de la drum, dacă se poate. Măcar unul dintre ele. Nu știu ce să zic acum. Mi-am prins niște bani la învățământ, am luat în calcul, mă refac cel mai lungești. Găsim soluții. Da, măcar gardul de la Tănase, ăla chiar de ce este. Da, era bine dacă era înainte. Măcar știam cum stau. Exact, era bine dacă era înainte. Putem lua în calcul, am și un amendament la buget, reparația gardului de la școala de... Da, eu am referat. Da, o să lăsați la pisatură, cum am zis. Da, așa, și încă unul cu scaunele alea de care... Scaune de... Catedră. Eu o să merg chiar azi la metru, pentru scaunele azi de aici, pentru că la fiecare ședință, scaunele de 2007,
luăm scaun din birouri, dați completăm din ăla de consiliu, n-am mai luat scaunul aici. Și o să iau un calcul 20 scaune și o să găsesc o soluție să iau și la școală. Da. În primărie 5-6 scaune, da. Factorizat. Da, să gândiți acolo și pentru protocol. Da. Suntem din amantat-o. Da. Noi așteptăm un răspuns. Da, pentru că răspunsul e clar astăzi. Ca o soluție, astăzi, nu știu, vedem ce înseamnă. Vedem ce înseamnă. Să facem. Da. Da, Lița de Ungar, care înseamnă, nu știu, acolo, la o valoare, așa, o estimare de nepriceput ca mine, cred că în jur de 100 de metri, 150 metri de liniar. Nu știu. Dacă luăm în calcul 100 de lei pe metru, cel puțin, care face la negru cineva, sau poate și mai mult, dar eu... Da, e mai mult. Da, e o valoare de viață mai înainte. Da, da. Fiind de mână, eu i-am zis ca doamne, dar totuși mâncar partea care e cea mai... stricată sau putem face. Da, exact. Trebuie să acolo, dacă ți-ai de poți folosi, dacă fundația e regulă și trebuie doar scândură. Da, legurile sunt putrede. Eu zic că pe parcursul anului ăsta, din ce am stat la Consiliul Județean, și unii pot să spun că am găsit de la înțelegere, se pare că ori vor mai fi ceva bani de rectificări parcursul anului. Rectificări pe care discutăm aici. Dacă mă întrebați pe mine și poate de bine să o spun, nu cred că vor fi foarte mulți bani, că starea țării noastre așa cum este. Vorbim de nu știu ce, dar nu știu, poate ar fi. Găsim soluții. Vorba de 10-15 mii de lei acolo, nu știu, poate găsim soluții. Da, dacă mai sunt... Dacă mă... Nu? Dacă mă spuneți pe aprobare, cine este pentru, o să dau. Împotriva, abține. Nu sunt. Nu sunt. Trecem mai departe la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielile serviciului public de sănătate pentru anul 2020. Da, bugetul Serviciului Public de Salubrizare se bazează pe estimarea veniturilor proprii încasate, se bazează pe sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli la secțiunea de funcționare și împrumuturi de la bugetul local, dacă va fi cazul. Asta ar însemna așa, venituri din prestări servicii 208.000, sume din excedentul anului precedent 32.26.000 lei, și într-unul la buget local 50.000 de lei. Deci totalizează un buget de 296.26.000 lei. Pe partea de cheltuială... Înseamnă că serviciul nostru, ca să funcționeze normal, ar trebui aproape 3 miliarde de bani pe care noi să-i dăm doar din încasări. Da. Ceea ce este destul de greu. Vă spun că ieri am avut control de la ISC, control, recepția aceea pe care am avut-o pe drumul național, mi-a fost de mare rușine, m-am roșit în fața domnului aici, chiar dacă era doamna treaba inspecției construcții vis-a-vis de ținerea drumurilor, șanțurilor, dar am roșit în fața domnului pentru că e mizerea ieșirea domnului. Eu nu am capacitatea, noi primăria nu reușim, pentru că acolo unde mă duc, totdeauna omul spune că să vină așa social. Știți, și o spun mereu, nu avem la primăria aici decât 3 sau 4 oameni cu ajutor social care sunt apți de muncă. Oameni pe care nu pot folosi chiar peste tot, sunt și bolnavi între ei și multe alte chestii pe care numărul de ore este limitat. Hai să spunem că mizeria din șanțuri ca mizeria din șanțuri. E o problemă la Drăgucești pe care nu o înțeleg, se pune că o înțeleg la un moment dat, dar nu e normal ceea ce se întâmplă. Chiar am un conflict între două familii acum, un conflict urât, în care se va lăsa cu sancțiuni foarte mari. Niciuna dintre ele nu vrea să înceteze și să liniștească. E vorba de deversarea, să spun, a tuturor apelor menajere în șanțurile betonate și nu numai. Îmi pare distrus de drumul pe drum, din drum merge în șanț, din șanț duce în râu. Asta este apă potabilă, este adevărat, este apă menajer sau apă, cum să spun, că, apă de rețeaua publică. În tot satul sunt de acord. Toți oamenii au gândit și au acasă condiția asta și normal, suntem în 2019, îi vrei să fie așa. Nu există o sursă de canalizare la Drăgucești. Am avut câteva discuții cu diferiți proiectanți.
se poate face doar pentru Satul Drăgujești, nu adus la Hilegiu, se pare care e funcțională și e modernă, ținând cont că ar trebui să depins din pompi, plus că ar trebui să strecăm din nou drumul pe care l-am făcut primul EDN și nu aș acționa niciodată chestia asta. O să gândesc că anul ăsta o fază de proiectare pe canalizare, nu știu, o să începem într-o primă fază, nu știu exact dacă găsim soluția. Pe materialul primului, da, accept, pentru că arda primului aparține de apă de jurnal. Da, da, deci pe grădinile oameni. Și apoi pe grădinile oameni nu putem folosi, că nu avem voie să intabulăm. Pentru orice proiect trebuie indicări torpo și intabulare. Trebuie să fii proprietar. E clar, trebuie să fii proprietar. Ca să mergem să facem proprietar. Pe... Dar noi singura proprietate din drum. Drum, atât. Nu e singurul lucru pe care poți adică să folosești. Adică să lucrăm canalizarea pe la Caleva la Sfânteală. Da, și atunci eu, da. Nu, eu am gândit-o altfel. Am gândit-o altfel. Am gândit-o să facem o stație de program de Vansar. Adică în centru acolo unde e locul, unde ar neapuca să-l ridic, de exemplu. Că ești să fie o stație doar pentru Drăgujești, la un capacitate mai mică, care să o acumulezi doar zona aceea de centru, penți și tot ce ar fi acolo. Dar înseamnă tot investiții, vorba tot de mulți bani, vorba tot de o lucrare care nu se poate face mâine. Până când vom face lucrarea asta, dacă o mai face, el cine o mai face. Și stația centrul satului acolo în Da, să știți că nu face mizerie și... Mai mici nu e mai oxigen. Trebuie gândită chestia asta. E dreapta aici, ce vreau să spun, că nu e regulă ceea ce se întâmplă. Da. Nici eu n-am canalizare la Hilegiu, chiar dacă e canalizare, eu stau mai jos și nu ajung până la... Nu am pantă. Vitanjez, găsesc soluții, au fost septică. Nu e normal să dai drumul. La grătirea vreau să vă spun că este apă din sute de ani. Trei sferturi din comunitatea Brătila au apă proprie, prin rețele făcute de ei. Eu nu văd în șanță la Brătila apă niciodată murdară și mizerie. Nu, aici nici ori nu este apă, dar de la pod în sus, până la Mocani, toată lumea are apă pe surse proprie. De, bă, ce o face cu ea? O dăm grădină, au, nu știu, dar la Delveni e dezastru. Nu. La Delveni, da, îmi drăgucești. Îi dă drumul temporar, acum că vine apă. Nu știu, e oase unul, și acum să am două familii, nu dau nume aici, nu faci masă, un incetul de acolo, până ne-ai un rusul. Sunt ceartă și în conflicte enorm acolo, s-a ajutat la amenințări, că s-o moară la poliție, că nu știu ce. Deja, care de a fost acum trei zile, au fost de aia de o sancțiune foarte mare. Culmea e că în cearta lor, îl luat și pe alții. Că și Ionescu, și Ionescu, și Georgescu dă, și nu știu unde se va ajunge, amenințe sunt până la 500 de milioane, de câte știu eu, la vechi. De la vreo de metru, nu știu ce se întâmplă, nici nu înțeleg. Dacă dă-i tu, mai înfricat pe celălalt, când ești la fel de vinovat ca și el. Da, nu sunt la capra pe acetez. Da, sau nu, mai nou ce să moară pe cel să iau capra. E tot la punctul ăsta, la domnul primar, acolo, cu milă, cu milostenie, cu ce vrem noi, am acceptat să mai stea familiile de rând la Drăgujești. Da? Știți, am unde au stat ei. Da, cortul. Ați văzut ce a rămas acolo. Da. E un dezastru. Sincer, vă propun să punem poliția locală să-și facă datoria, să nu mai accepte așa ceva. Deci, sub nicio formă, nici măcar pentru o zi. Pentru că ei au adus frigiderii, aragazii, au luat partea de metal, restul putrezească în ani și în timp, nu știu când. E dezastru ce e acolo. Acolo trebuie făcut o acțiune de colectare. Au fost vorbale, televizoare, nailoane, deci, e greu de imaginea ce. Poza un motor care vine acolo. Da, cu tot riscul că o să ne blesteme Maria, țiganca. Ea-i șef de trib acolo, șef al interior. E și mai mulți alții. Nu, dar nu, deci... Până a venit cerul insuportabil... Da, dar ei atunci, odată cu cucul, apar și ei. Noi să ne facem treaba. Dacă nu înaintea cucului. Eventual îi lăsăm un pic să stea, să strângă, îi dați obișnuit să strângă, să încarci 2-3 cărți, după aia, dat pașaport de... Azi mă ducem în băieții, dar... Da, e dezastru ce e nu, mă cu care din mediu, deci vă spun că am scăpat fără amendă, așa, nu mai știu cum. Cu Gheorghe? Nu cu Gheorghe, că au înțeles situația, că avem un serviciu, când funcționează și cu omul
nu vrea să-și facă treaba, să... am spus-o mereu, băi, vrei condiții ca afară, comporti ca afară, omul Dumnezeu, băi, dar ți-au gunoiul de la poartă, acum toată lumea plătește gunoi, de ce să nu mai ducem drum, să aducem șansă? Să-ți amărăm inițiativa aia, să facem contact. Dacă deja să-l trage, n-am putut să facem pentru că nu aveam buget, deci un contract până acum, de acum Dumnezeu, nu te-ai contractul și după achiziții, după bene și așa, a venit cu cucul, dacă tu vă plătiți. Da. Încă mai când am bugetul. Da, să puneți spre aprobare bugetul pentru salarizare, dacă sunteți de acord. Deci o să nu-ți vale 50 de sari, mai de la drumul Dragos, de acolo, și până la 50 de sari, 50 de sari, de 1 km. Sunt dragul meu, nu am găsit, vorbesc și toată lumea știe, da? Acolo mai sunt și acolo. Dar nu s-a ioștri acolo. Deci nu puteți spune că noi suntem patru vecini și vine mașina de la salubritate tot timpul și nu ia gunoiul. Deci nu puteți spune. Nu, nu, din tranzit. Din tranzit. Au dat făcut până la Bacău. Eu iar vin un ficaș din la Bacău. Toată mașina drumului este așa. E dezastru. Iar și o acțiune de colectare mi-a trebuit făcut acolo. Ne-ai știi unde, spre Islas. Pentru că în viitor apropiat va începe iarăși perioada cu vânt și acolo vor împrăștia. Să împrăștie pe toate dealurile, pe începe să bată pământ. Asta o luați să mâncă acolo, să ajungi să bătură, să gândim ceva... O ai făcut o groapă și... Da, 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 cum să-ți alegi un pisc cu sucă, mă duc și o rezolvă. Pentru că dezastru e amor, trebuie să împrăștie, când începe să bată vântul, ce e ușor împrăștie. M-am spus și privat, vă spun, înțeleg cum vorbeți aia prin urmă la deal. Da, la fel, ok, dacă vorbesc că am descurcat o ce înseamnă diversie, dar mai sunt probleme, dacă nu... Pentru că trebuie să vă pot pune niște pietre, niște... ca să urcăm mai ușor la deal. Nu vedem la mănăstire, dacă facem ceva, trebuie să facem doar noi în primăria. Pentru că Domnul nu ne aparține nouă. Eu nu pot să plătesc o factură pentru ținerea de mâine respectiv, că e drumul forestier, aparțin de o conducție. Chiar dacă întretai... Ca să pietre, nu știu, o nu fani. Un domnul primar, faceți întâi de pietre biserici, mă ați lasă că la biserici, la biserici, pentru că ești în vorba, ești în buget, așa cum ați urmărit dumneavoastră, în mod egal la fiecare, fiecare biserică va primi 10.000 de lei anul ăsta, nu știu dacă e mult sau puțin, cred că e puțin, ținând cont de necesitățile lor. Pentru prevugești chiar puțin, că este acolo foarte puțin. Da. Avantajul Drăgugeștiul este că la Drăgugești, pentru biserică, lumea este foarte mică. Și un preot despre el, acolo, Părintele Doru, care e și-a început să-și bagă la muncești. Da. Da. Asta e realitate, adică nu pot să zic altceva decât adevăr. Să investește, să lucrează. Niciodată nu mi-a spus Doru, Părintele Doru, că sunt bani prea puțin pe Drăgugești. Nu dacă vreau. Tu prima, cât poți să dai? Părinte, 10.000? O, suficient. Mulțumesc Dumnezeu că e bine. Deci nici eu am spus, băi, dăm 30.000. Tot de noi ai pus puțin. Pe bune vă zic, niciodată. Aici ne-a spus. Poate că au fost mai că nu s-a primat nimic la biserică. L-au ajutat și oameni. Nu, s-a ajutat acolo, e o concurență pentru biserică. Nu e o concurență, înțeles lumea că e o necesitate să faci un... Și chiar mă uitam la oameni, sunt șumniți, domnule. Mă uitam la drumul ăla care s-a betonat, e ulița de Sfântul. Știu că acum i-a fost fiecare, am solicitare și am prins și o să-i ajutăm. Oamenii din zona strada Târș, cred că îi spune acum, asta nu știu cum se spune, nu știu, cea de la domnul Modena, când în stânga sus, au venit oameni la mine, 20-30 de oameni, m-am trezit că e aici în dimineață, cu cerere făcută, că ei suportă o parte din cheltuială, ca cei de la biserică. Ei vor să iasă la muncă, să-i ajung și eu cu 3-4 mașini de beton, vor să-și betoneze drumul acela până sus la Lungul, sau cum îi spune acolo, la Galian acolo. Dom'le, eu salut, credeți-mă, activități genul ăsta, pentru că mă costă în primul rând mai puțin și un lucru făcut. Iar la Drăgugești am 3 puncte, trebuia unei lumea s-a implicat și și-au făcut singuri. Am fetat asta de pe, aici, pe fier, da? Nu știu dacă mi-i spune, care la cablu. Da, are casă cum am făcut, dar totul le-a suportat pentru cheltuia la singur. Vă cred că în jur de 20.000 de lei. Adică să scoți de buzunar 200 de lei să faci un drum de acces. Bine, eu femeia am înțeles, făcut casa acolo, că nouă purgatorile stăia în vârful dealului, dar l-au suportat bănuții singuri. Am băieții ăștia de lângă cămina lui Bosoi. La fel, și-au făcut beton până sus. Pe dealul bisericii, la fel. Am așteptat, am făcut, dar
ajutorul meu a fost mai mic decât l-aș fi avut să fi făcut eu singur drumul respectiv. Au ajuns, s-au betonat până la jumătatea drumului. Au scăpat parte din drumul ce era mai rău, Nico de Ștefan și de Cristian. Lucruri care sunt și ok la Drăgucești. Dar sunt chestiile aia cu mizeria, e dezastru. E la mizerie, nu intrece nimeni. Poate mă știu la Ucrenea. Nu, nici nu, 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 l-am rezolvat astăzi. Am vorbit de ce nu merge? Pentru că... Nu, dar n-are nicio vină omul. Eu l-am înțeles. Am fost personal acolo. Nu, de atunci. De când a murit mama domnului inginer Buhaiu, nu avem acces la transformator. Transformatorul e în curtea lui Buhaiu, în grădina acolo. Știu. Nu poate să intre. Are un câine mare, a fost de 3 ori și eu ieri. Omul a fost plecat la niște... Și el trebuie să pândească că e domnul inginer acolo, știți? Și azi, la ora era plecat când am sunat eu. Dom'le, vin. Știu că nu este, vin acolo. A fost să vă învânt sau ploaie abia în săptămâna trecută și o să le zic. Ai spus ce telefon? Nu, da, nu, acum am vorbit de el, știa. O să luăm un cal, am vorbit deja cu seara domnului de căzut la el, la tine am trimis-o prin mail o solicitare, să ne dea un accept, să scoatem pe stâlpul din stradă, măcar punctul de iluminat, să rămână contorul acolo, știi? Și o scrie, m-a sunat, acum o să-l sună, după aceea sunt convins că se înțelege. Deci nu tot contorul, doar partea de siguranță. Da. Asta e cauza, nu, nu, nu se poate ajunge acolo. Nu, eu nu mai ai acces la poarta închisă, nu poți să ai care, nu, da, omului, nu există. Normal. Da, vă mulțumim. Mulțumim pentru colaborare.